vă mulțumesc. Ce interesantă e asta. Abia aștept acum să o sun pe prietena mea. Abia aștept să o sun să-i povestesc. Și crede-mă că merge. Și indiferent ce ai, poți să te duci să ceri o opinie. Doamne, uite, mie mi se întâmplă asta, așa, asta, da, așa. Da, bineînțeles. Ce credeți? Ce credeți? Mai e analiză, așa sau e așa? Treabă. Da, că vorba aia. Măi, și până la urmă ce faci? Mănânci ouă. Ce poți fi mai făcut decât asta? Exact. Oh, adică nu e nimic, nu știu, care ar putea să aibă altfel de reacții ulterioare și așa mai departe. Îți faci analizele înainte, să știi și tu de ce suferi. Mai una, mai una. Nu, nici nu vreau să încep. Simt că urmează ceva greu. Să mă pregătesc. Eu, care sunt nevinovăția. Dacă veți căuta vreodată în dicționarul român-român cuvântul, la cuvântul nevinovat, veți nevinovat? Găsi o poză cu mine. Eu sunt nevinovat. M-am născut astfel și probabil o să mor virgină. Dar în numele dă-i coabă. Cum? Eu am spus vreodată. De ce vă considerați nevinovată? Spuneți-mi, dragă doamnă. Cu mine vorbeați. Am crezut că mă vedeți. Unde este nevinovăția? Unde este prezumția de nevinovăție? În care caz? În care subiect? Pe ce? Unde vreți să mă duceți? Unde locuiește Salman Khan? În India. Asta. Mi-era frică să nu zic că la Mumbai. Că asta. Și așa. Aveți specific? La Mumbai, într-un apartament de doar două camere, împreună cu Iulia Vântur, bineînțeles. Am înțeles, și cu părinții lui. Mai specific decât atât, vrei stradă, număr, etaj, apartament? E bine? Stă cu socrii și cu... Asta n-am înțeles și eu. Nu. O luăm de la început. Așa scriu ziarele, așa zice la presă. Stai. Simțeam inima acum. Deci fii atentă, cum adică Salman Khan, da? Salman Khan. În două camere? Bun, înțeleg și asta. Nu el, că doar el dacă... în două camere, doar dacă îl splituiește cineva. Da, cu toată el împreună cu familia, na, în două camere. Dacă mă invită pe mine în vizită și îmi dă un șerbet. Tu ai zis că vrei în baie. Nu, așa am vorbit noi, când am vorbit de casa lui Simonei Halep, că o vinde, că nu știu ce, tu ai zis că vrei în baie, doar atât. Asta că eu n-am generalizat. Dar eu vreau să întreb altceva. Mumbai! Dar eu vreau să întreb altceva. Ok, două camere. Nu, eu la Salman Khan vreau pe canapea, pe sofa. În partea dreaptă, ușor. E ocupată, draga mea. Bagă-ți mințile în cap, revin-o cu picioarele pe pământ. Păi știe? Ia uite, privește imaginile. Știe toată lumea. Cum de doar tu nu știi? Toată lumea? Da, da, e ocupat. La Salman Khan e ocupat. Până atunci, pe partea de stânga. Și acolo e ocupat. E ocupat peste tot. Ceea ce e minunat. Dar uite ce siluetă frumoasă are, de ce? Dar nu e vorba de asta, de mărime? Păi peste tot e ocupat. E vorba de complementarism. Aici. Adică e o iubire completă. Ce legătură are cu scrii, cu socrii? Ce legătură are cu camerele? Că tot mă țin de 5 minute să întreb. În regulă, Salman Khan locuiește în două camere. Eu vreau să știu dacă sunt decomandate sau nu. Nu, eu vreau să știu câți metri pătrați are o cameră, că despre asta e vorba. Că dacă o cameră are 500 de metri pătrați, cred și eu că locuiește. Da, dacă tragi o bochetă, tot se aude. Da, deci sau apa la toaletă, tot se aude. Da, acum nu ne deranjează, că așa baie e familia. Baia. Baia are ușe. Baia, corect, corect. Nu are ușa. Dacă tragi ușa la sufragerie, tragi o mochetă, da. Să cam aude. Da, în familie acum, mai ales de atâta vreme, se practică. Cumva? Băi, voiam să te întreb chestia asta, dar nu știam cum să o fac la televizor. Știi ce acum nu mi-e confortabil? Ia, nu. Ce vrei să mă întreb asta? Nu știu. Măi, iubirea și romantismul. Perioada cu flori și cu alea, în care nu stai ca mitocanul cu telefonul în mână în timp ce ea îți vorbește despre ceea ce simte. Nu cumva se termină în momentul în care vine primul zefir? Și se trage mocheta? Domnule Duvac, dacă mă vedeți, dacă mă auziți. Abia să încheie la șireturi. Stai un pic. Deci, eu asta vreau să știu. Eu am văzut o emisiune cu Irinel Colomeanu, am văzut-o eu. Irinel Colomeanu s-a ridicat un pic și s-a auzit. Ca și când ar fi călcat pe broscuță. Văzută de soră, adică nu povestită. Momentul în care calci pe broscuță, alături de iubita ta, nu marchează, nu este... Sfârșitul, bordura, borderline-ul, bordura kilometrică, lasă-mă cu astea, că nu se înțelege. Da. Care, înțelege, marchează trecerea dintre județe.
Adică ieșim din Ilfov și ne ducem spre încolo. Sau, nu, dacă ești în poziția... Nu. Eu cred că da. Adică, eu așa cred că da. Nu. No. No. Așa cred, așa simt și eu cred, rezonez. Da. Adică mergem până la baie, închidem. Exact, dar dacă ești Salman Khan, cu siguranță ai deja toate informațiile Salman necesare aici. Să te duci la baie, să închizi ușa și să... Dacă mai apuci, că uneori broscuța Mao răcă e micuța necălcată. Plus, că de ce să strici Dita Maiazu pentru o broscuță? N-am învățat așa de la strămoși. Da. Foarte interesant. Dar dacă iei broscuța cu tine, în tren. Măi, ce discuții iluminate avem. Crede-mă că așa e. Ferească Dumnezeu. Deci te duci cu tren. Ai de parcurs. Dar nu broscuța. Distanță de la punctul A la punctul B. Broscuța ca broscuța? Da. Dar dacă în tren ai mâncat o înghețată rămasă de anul trecut și te taie pofta de viață. Ți se taie pofta de viață. Da. Trebuie să te duci și tu. Complet. Complet. Unde te duci, păi, mai ales? Trenurile au toalete? Eu mă duc... Om, că ai fost? Există! Păi există, nu. Că nu te văd. Am fost, că în tinerețe m-am plimbat cu trenul. Îți dai seama, cu ce făceam cursele București, Oradea, Oradea, București? Cu trenul! Și ai putut să... Adică broscuța ta a putut să note. Broscuța mea, ea mănâncă doar flori și ea doarme, e parfumată și doarme în cea mai mare parte a timpului, deci, sau în noaptea. Știi ce vrea să spună? Pe mine când mă taie ori pe câmp, ori în iaz. Păi da, pe câmp poți să ajungi între dacă flori. Te taie, nu. În condițiile în care astăzi, în 2024, se aprobă regulamentul cum că dacă tușești sau strănuți în tren, în momentul în care, e în discuție treaba asta, am zis că dacă se aprobă... Păi nu, că eu de anul urc în tren, știi că m-a apucat usea la un moment dat. În momentul în care trenul este în deplasare și tu te afli în compartiment cu alte persoane, poți fi dat jos în câmp, în următoarea stație. Păi, ce părere ai despre asta? Următoarea stație, sper că nu e în câmp, deși la personal... Păi bine, următoarea stație, dacă te duci București, Oradea, multe sunt principale cu orașe mari și așa mai departe, multe sunt foarte, da. Adică în România orice e posibil. Deci, stai puțin, în câmp. Stai un pic. Deci se discută despre faptul că dacă tu ești bolnav sau ești în compania cuiva care tușește strănută, calcă pe broscuță, te dă jos fără posibil. Pe tine dacă ești în compania, pe cel care strănută sau tușește în tren. Cine? Conductorul, controlorul. El de unde știe? Vine să te verifice. Păi cum mă verifică? Poate am băut apă se și mi-a... Se uită la tine. Vorba lui mamarea mea, am înghițit pe gâtița înalt. Da. Se uită la tine să vadă. Transpire abundent. Ochii tăi sunt... Nașu. Nașu. La câți naș știu eu, dar îmi strecura 10 lei în buzunar. Aia mă declară... Sănătoasă tun. Pentru olimpiadă. Da, da. Bine, nu știu de unde, cum a pornit, de unde a venit. Asta de nașu trebuie să aibă și studii medicale. Și dacă n-are, poate să mă dea în câmp. Sau poate să identifice cum că eu aș avea anumite afecțiuni care îi pot afecta pe ceilalți. Că poate eu am o tuse măgărească, ce nu-mi trece niciodată. Alo. Pentru că am cozile vocale... Vorbește frumos despre colega ta de emisiune. Afectate. Asta nu înseamnă că e ceva ce se poate lua sau se poate da. Măgăreasca, în caz de vrei să iei sau măgăreasca se ia. Se ia măgăreasca? Mm. Bine, atunci un alt fel de tusă din asta, care... Tuse nervoasă. Nervoasă. Că tuse calmă n-avem. Da, super. Bun, deci e posibil să vină... Cum ți s-ar părea regulamentul ăsta dacă s-ar aproba? Atenție că e în discuție. Vine nașul la tine. Gura mare. După ce l-ai cunoscut pe profesor Duvac, te întreb de două ori dacă e cazul. Așa. Un moment. Abeslang. Abeslang. Îți bagă... Dumneavoastră... Aveți un roșu în gât care se poate transfera pacientului. Da, îl vreți și dumneavoastră că vi-l dau, poate trece mai repede. Și chiar, dar dacă el însuși, nașul, are o problemă, ce facem? Aha! El poate mi-a febra cu brazul lui sensibil. Păi n-ar avea voie să se urce în tren, el știind care e regulamentul. Și atunci ar trebui să vină altcineva care să-l înlocuiască. Și dacă îi se întâmplă răceala pe ultima sută de metri și nu are cine să-l înlocuiască și el trebuie să se ducă să presteze pe câmpul muncii. Noi ne-am apucat și am făcut o socoteală. În 2022, într-un an, super. Întârzierile trenurilor din România au depășit 8 ani. Într-un an? 8 ani într-unul. Întârzieri de 8? Cam poveștile noastre de altă dată, dacă mai țineți minte. Ca în croitură cel viteaz. 7 dintr-o lovitură. Acum au fost 8, s-au apus cu vârf. Să fie frumos.
În schimb, nașul, dacă n-a fost asistent medical, lector universitar la UMF, e halit. Da, 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 sau tu, dacă ai îndrăznit să strănuți sau să tușești, dacă ai făcut trenurile o alergie, poate întârzie câte 8 ani. Bineînțeles, ai făcut o alergie la știu eu ce, da. De-ai mâncat în gare, exact. Ziceam mamarea, în gare, ai urcat în tren și începeți, uechivși. A, vine nașul, ce ai făcut, Bobiță? Jos! A, și nu că doar jos! Nu ți se dau banii pe bilet. Păi de ce să nu mi se dau banii pe bilet? Nu ți se dau banii pe bilet. Așa zice. Păi nu ți asigură transportul către destinație de unde ai fost dat jos. Efectiv, rămâi acolo în câmp. Sau, nu știu. Păi asta am întrebat și eu. Dar dacă ești, exact ce ai zis tu, alergic. Dar chiar alergic, nu știu. Cum sunt oamenii la... polen. Exact. Sau la praf. Sunt unii la praf. În tren, praf, comod. De ce te duci la el acasă? Atunci îți ia avionul privat. Problema. Așa am auzit, eu spun. Păi nu, în mod normal poți să te duci cu trenul. Dar de ce acest regulament? Adică de ce dacă strănuți sau înțelegi ce zic, e un pic... Mă, și dacă... E și din tipare. Cam bancul ăla cu porcușorul isteric. Ia. Cineva de... Nu știi bancul cu porcușorul? O, Dumnezeule, este structura vieții mele. Porcușorul isteric în compartiment. O babă psihopată începe. Închide geamul că e frig afară. Închide geamul că e frig afară. Închide geamul că e frig afară. Porcușorul isteric se ridică, trântește geamul compartimentului și întreabă. Eh, acu e mai cald afară? Yeah. Bun. În bun. ADN, eu când îl tușesc, îl dau afară. Da, 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 foarte bun. Mulțumim. Sper să-l țin minte. Mai avem. Așa, așa, cam banc, ce? Ai zis ceva înainte de banc, dar memoria mea... Dacă cum... baba... Dacă baba... Uită să spună închide geamul și vine polenul de pe câmpul Instagram, Abir, altminter, de floarea soarelui și mă apucă gâtița. Ce fac? Că vine tușești nașul în pungă. Și mă, e o chestie frumoasă. Nașul vine atât de rar. Vine odată. Și asta e adevărat. Asta înseamnă că trebuie să se plimbe. Frumusețe. Trebuie să-și facă 10.000 de pași. Exact. Și mecherie e că la un moment dat se vehicula că dacă te prinde dormind în tren, e nasol. Cum adică? Păi ăsta e pleonazm. Faci nănuță în tren. Păi logic că faci nănuță în tren. Da. Ce faci în tren? Nănuță. Toată lumea care circulă eu cu trenul, niciodată. Doarme. Niciodată. Doamne, la cușetă, da. Eu. Dar eu îmi poponez așa, să mi se taseze doar să-mi odihnesc un pic ochișorii și capul. Cum? Toată lumea doarme. Toată lumea țipește în tren. Ar fi culmea să nu. Doar dacă mie citești mie o carte să nu extrem de interesantă sau ai o discuție extrem de interesantă. Să nu scadă capul? Da, mi-a căzut. Nu mai folosesc oamenii pernițe din alea pentru gât. Nu se inventa seratuci, eu încercam cu colaci de mare, nu... Sau așa. Da. Sau așa. Antonia împreună cu cei trei copii stai ai că săi mai de nu merg cu trenul. Sau cel puțin unde nu știm tu noi. Cu asta, ce merge familia Velea? Nu știm noi că merg cu trenul. Am zis și eu ca să fac o trecere, ai înțeles numele și trecerea. Să facem o legătură. Să facem o legătură. Care legătură? De pătrunjel. În schimb, fac un pictorial de senzație în cel mai recent. Lasă număr că și tu ai făcut al unei reviste. Da, am făcut și eu. Frumos, frumos. Ce frumos cu Zinian. Da, dragul meu. Frumos. Uite și Antonia împreună cu cei trei copii. Cred că eu îi postează, mă rog, inedită, dacă mă întrebați, pentru că pe Instagram i-am mai văzut... Unde? Rar. Asta și cu șarpilii, nu știu. Astea nu, astea sunt doar pe așa. Pe unde mi-ai spus, mai amenințat cu o poză cu copiii. Cu copiii? Stai așa că nu trebuie asta, să apară asta imediat. E de nu familie, e asta, familie, asta e de familie. Frumoasă, rău, ideea e că sunt superbi. Toți sunt superbi. Mi mă, se pare că s-au seamănă. Făcut copii. Uite, asta e poza. Aici vezi ce mari s-au făcut copiii. Maia e sus, Achim în... Hai că nu sunt oarbă. Nu știu acum cu ecranul. Alta întrebare. Unde-i Vele? Da, acasă. Nu știu unde e. Că nu în interiorul revistei. Păsat așa? Păi presat? Coperta este Antonia și copii. Păi și Velea n-a făcut copii? Doi din trei? Păi ba da, dar Velea nu e copilul Antoniei. Coperta este Antonia și copii. Și copiii ei. Antonia și copiii ei. Pe trei vremea copii. Când l-am cunoscut eu pe Velea... Velea e soț, iubit... Prieten, coleg, ce vrei tu? Tată la doi dintre tată la trei doi copii. Dintre copii, exact. Nu, 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 nu funcționează. Nu, pe vremea când l-am cunoscut pe Velea, avea altă mamă. Da. Ok, se întâmplă așa. De obicei, revistele își fac un mood board. Își fac o idee... Ce-și fac revistele? Da, de ansamblu, așa, cam cum ar vrea să fie pictorialul. Adică o idee de pictorial.
ideea pictorialului în sine, pe cine am vrea pe coperta? Antonia, acum, că am văzut-o în toate ipostazele, absolut superbă, divină, extraordinară. Cum n-am văzut-o? Cu Alex Velea. Am mai văzut-o cu Alex Velea, extraordinară, amândoi și așa mai departe. Cu copiii. Pac, Antonia și copiii, copertă. Înțelegi? Adică nu e nimic. Pur și simplu. Nu, așa, Andrei, decis... sigur totul merge bine. Dar de ce nu văd eu pe Velea? Mie îmi place să-i văd pe toți. Clar. Super. Păi îi vedem și pe Instagram și peste tot. Sunteți superbi. Și apropo de familie frumoasă, pe coperta revistei sau pe covorul roșu, iată-le pe Nicole Kidman în prezența... cine crezi că e? Prietena, colega, fica. După părerea mea e fisa, da. Fica. Uită-te ce fică superbă are. Cu cine? Cu Guy Ritchie, parcă, nu? Sau cu cine? Scuze. Cu Guy Ritchie? Guy Ritchie n-a fost cu Madonna? N-a fost și cu Nicole Kidman? Nu știu, fetița ta, am văzut un film al lui Guy Ritchie aseară de mi s-a recapăr. Trebuie să studiem cazul, că nu știu cu cine... Păi și atunci, de ce ne interesează? Dar ce contează, că nu știm cu cine? Nici nu ne interesează de... Tatăl poate fi oricine, mama e numai una. Așa zicea cineva. Te învăț în limba... cu soțul. Scuze, ce bine că nu se uită Nicole Kidman la noi. Da, și frumos ăla. Zice așa, latinul, ține minte. Da. Sicrie. Sicrie. Mater certa. Scrie, că nu e jurătură. Mater certa, virgulă. Adică mama e sigură. Pater incertus. A, nu trebuie să scriu, domne, că atâta știu. Mama incerta, tata ar certa. Ați văzut că n-ați rămit? Eu când vă spun, mie mi-au trebuit 6 ani să vă scrie. Mama incerta, tata certa. Mater certa, pater incertus. Mama mia. Mama mă ceartă, tata nu. Asta, exact. Asta telefonul fără fir am făcut noi acum. Superb arată cele două. Doamne, doamne, cum arată Nicole Kidman. Cum e posibil? Ce mănâncă oamenii ăștia? Superbă e, superbă. Cred că au niște esteticieni foarte buni. Și asta, să-i cunoaștem și noi. Și ce n-am înțeles eu niciodată la fetele astea? Ce? Unde își țin mațele? Uite-te și tu, dacă pui la socoteală... Anibortica. Hai să punem la socoteală. Avem așa, stomacul, de alea, duodenul, mai au cel un bucat de splină, ficoții, rinichii. După care îți pleacă intestinul subțire, intestinul gros, dacă ai mâncat un foie gras, de ce asta nu mănâncă foie gras? Ce mănâncă? Energie solară? Cum? Am avut niște dansatoare în emisiune la un moment dat, n-am ascultat nici piesă, nici nimic. Venise un cantautor, el zringhi-zringhi, un grăsuț, drăguț. Păi și venise cu niște dansatoare care n-aveau loc de mațe. M-am uitat, ce să fiu atentă la opera Nepieritoare, hai să vezi. Mă uitam la ce erau încălțate și mai ales la unde încape tot un... să fi zis că aveau, că m-am gândit, zic, ilegate. E legate. Zic, ies cu Carle Tohara. N-are corset. N-are corset. Erau niște indestea. Da. Top, crop, crop, cropuri. Trupurile noastre sunt diferite. O, prea diferite. Foarte diferite. Noi suntem cu toții diferiți. Eu cred sunt alergici că... la șaorma, alții din potrivă. Alții nu. Nicole Kidman a fost niciodată grasă. Adică cred că asta e structura ei. Nu vorbeam despre Nicole Kidman, în general. Păi și nu. Ideea este altceva. Astea tinerile, frumoasele astea. Astea. Dintre care și dumneata. Dom'le, eu nu înțeleg chestia păi asta. Păi da, dar vezi tu dacă pe ea Dumnezeu a făcut-o atâtica și intestinele sunt atâtica. Sora, sunt și atâtica. Pe mine Dumnezeu m-a făcut la 50 cm. E adevărat, trebuie să vă fac o mărturisire pe această cale. La naștere, puteți să întrebați pe măicuța mea, nu cred că am avut niciodată 52 de centimetri. La naștere, Teo Trandafir a avut 4 kg 650. Măicuța mea nu știa de C-section, de cezariană. Și atunci măicuța mea, așa zicea, cred! Multe ore, până când la un moment dat, pe 2 iunie, în luminii cerului s-a desfăcu și copilul tăcu porții și se născu. Porții cerului vin... Duble porții. Ce frumos! Veneau toate măicuțile, jur, toate măicuțile din spital veneau să viziteze monstru. Adică, adică da, pe tine? Da, păi cum adică? Adică pe mine. Mama era foarte frumoasă și și în continuare foarte frumoasă. Adică pe tine? Mama! Ia uite ce zice Ilinca Bandici. Te-a făcut cum eram eu când eram mică. Vai, nu cred când așa era ceva. Mare, că eu am fost mare de mică. Niciodată n-am fost mică. Mama săracă m-a ținut cu două brațe, că a fost nevoie de când m-a născut. Hai, da! Iată, copilașul! Ce? Băi, drag de anu, steru! Doamne, ce n-aveți voie să greutăți să... Presupun să ridicați greutăți. E, păi atunci să vină doi gelați, să ia copilul de aici, să ducă, da. Vai! Cu ce m-o fi alăptat, mă întreb.
Și cu stânga și cu dreapta. Să așa se joacă fata. Și uite ce bine am ajuns. Vezi? Voi care vă răscuți, vă nașteți normale ca toți copiii. La 2 kg jumate, 300 kg sunteți bine. 4,650 kg. Rămâne! Jumate creier și prima e și capul. Vă dați seama, mama. Și acu' e bine. Și noi. Fergă aia.